Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Da, fraților, în sfârșit mi-a venit noua cameră de filmat. Acum filmez cu noua mea cameră de filmat. Sper că vă place această calitate. Dacă da, apăsați butonul de like. Știu că foarte mulți dintre voi mi-ați spus că se vedea bine și cu vechea cameră. Însă am zis că voi mi-ați îndeplinit visul să ajung la 100.000 de abonați și datorită vouă am reușit să-mi îndeplinesc acest vis. Și am zis că este și rândul meu să fac și eu ceva pentru voi și am decis să investesc într-o cameră nouă de filmat cu o calitate mult, mult mai bună. Apropo, vă place bradul meu? Eu cu Valentina l-am făcut. Știu că nu se vede tot. Urmăriți acest video până la final și o să vedeți cum eu cu Valentina împodobesc bradul. O să vedeți și noua mea cameră de filmat cum arată. Așa că urmăriți clipul până la final. Fraților, vreau să vă mai mulțumesc încă o dată că am ajuns la suma de 100.000 de abonați. Știu că voi vedeți acest clip pe data de 25 decembrie, adică prima zi de Crăciun. Eu am filmat acest clip ieri, adică pe 24. Pe această cale vreau să vă urez un Crăciun fericit alături de cei dragi. Probabil vă întrebați ce plan am eu cu YouTube-ul în 2017. Ei bine, fraților, vreau să cresc acest canal împreună cu voi, așa cum am făcut-o și până acum, să ajung la suma de 200.000 de abonați, dacă se poate, la anul pe vremea aceasta. Să am 200.000 ar fi super, ar fi o mare realizare pentru mine. Bineînțeles că îmi doresc sănătate pentru că este cea mai importantă. Dacă ești sănătos, poți să le faci pe toate și ai putere de muncă, poți să realizezi orice. Asta doar dacă ești sănătos și, bineînțeles, dacă îți dorești și ai ambiție. Bineînțeles, familia mea să fie sănătoasă, prietenii mei, îmi doresc să fiți și voi sănătoși, să mă puteți urmări în continuare și restul, ce o vrea Dumnezeu, fraților. Vreau să-mi spuneți și voi în comentarii ce vă doriți de la noul an 2017 și, bineînțeles, să-mi spuneți ce v-a adus Moș Crăciun, fraților. Probabil că voi o să spuneți acum, dar ție ce ți-a adus Moș Crăciun? Moș Crăciun, adică Valentina, mi-a adus o pereche de ghete de fotbal și un echipament sportiv. Pentru mine nu contează așa mult ce mi-a adus Moș Crăciun, contează foarte mult să am persoanele dragi lângă mine de sărbători. Bun, prieteni, probabil că am vorbit prea mult, așa că vă las să urmăriți în continuare să vedeți cum am împodobit eu bradul cu Valentina, să vedeți și noua mea cameră de filmat și cam atât. Disco. Voi vii la party IBM. Toți abonații mei. Valentina testând instalația. Hai, Valentina, forță. Hai că vin să te ajut. Ce faci acum? Mă chinui cu el, să-i dau de capă. Și reușești? Reușești? Dar ce faci acolo, Valentina, sus? Îmi potrivesc urată. Te urca pe fotoliu? Da. De dacă ce? Nu ajung, nu mă ajung ajungi? În înălțimea. Uite și tu. Ce treabă are asta aici? Adică asta e mică, asta e mică și cu asta și asta. Eu o tai. Asta trebuie până pe aici, așa, ca să fie ca asta. Mai un pic, mai. Aici? Mai un pic. Aici? Mai. Atât. Aici? Da. E prea mică? Nu, e ok. Gata. Deci cred că așa trebuie. A greșit bradul din fabrică. Gata, acum așa, nu mai.
Uite, asta e premiul tău pentru 100 de mii. Medalia mea? Medalia ta, da. Mii de aburați? Mhm. Așa că să pun așa. Da. Asta e medalia pentru 100 de mii. Ia, aici, în colț, e grăbiloțul. Îmi place foarte mult, chiar dacă nu e așa mare, însă e foarte, foarte drăguț. Să pun aici pe patul meu și haideți să vedem. Deci acesta e misteriosul meu pachet. Cam greu cu o mână, o să mă cam chinui. Oh, Canon. Deja cred că v-ați dat seama ce am aici. Ia uitați. Bun. Deoparte. Am emoții. Ce avem aici? Garanție, total, preț, o carte, un CD digital, camera, mă rog, trecem peste. Nu știu ce am aici. Are bateria. Oh, da, frate. What the fuck? Wow. Mamă, frate. Ce bine arată. Ia uitați. Mamă, frate, nu știam emoții așa. Mi-o doream foarte, foarte. Abia așteptam să ajungă. Oh my God. Ce bine arată. Cam greu. Da. Wow, nu știu. Wow. Abia aștept să fac clipuri pentru voi cu acest aparat. Încărcătorul. I-am băgat bateria, dar nu se deschide pentru că nu este încărcată. Da. Nici nu aveți idee cât de fericit sunt. Wow. Deci cam atât cu acest clip, prieteni, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share pe Facebook, să vadă și prietenii voștri acest clip. Cu voi astăzi a fost Bogdan și ne vedem, bineînțeles, la următorul video. Pa!